Bună ziua, domnilor! Sărbuna doamnelor! Dintr-un total de 225 de membri afiliați, prezenți 188, Liga 1, dintr-un total de 18 membri, 14 prezenți, Liga 2, din 26, 19 prezenți, Liga 3, 62, 51 prezenți, centre cu activitate exclusivă de copii și juniori, 43-38 prezenți, futsal din total de 16-11 prezenți, fotbal feminin dintr-un total de 17-14 prezenți, AJF-ul dintr-un total de 42-41 prezenți. Deci total 188, adunarea generală extraordinară este statutar constituită și poate să înceapă lucrările. Vă mulțumesc, domnul președinte. Bună dimineața încă o dată. După trecerea peste acest punct cu întrunirea cvorumului, țin să vă mulțumesc foarte mult celor prezenți astăzi aici, fiindcă sunt sigur că nu v-a fost foarte ușor, fiindcă cunosc foarte bine care sunt problemele și financiare și de timp, mai ales în această perioadă de timp, să fiți prezenți la o adunare generală și de aceea țin să vă mulțumesc. Punctul 2 pe ordinea de zi este aprobarea ordinii de zi și vă supun aprobării dumneavoastră cu o modificare, și anume, ca punctul numărul 12, referitor la modificarea de statut, să devină punctul numărul 8, mai ales că știm că vom avea discuții probabil ceva mai lungi și totodată că subiectul este unul de maximă importanță, ținând cont și de momentul în care ne aflăm, și anume de codificare, să spunem, a modului în care, din punct de vedere normativ, din punct de vedere a regulamentelor, Constituția fotbalului românesc, cum numim statutul Federației Române de Fotbal și implicit direcția în care dorim să ne îndreptăm. Prin urmare, vă supun aprobării dumneavoastră și vă invit să votați din acest punct de vedere cu această modificare, astfel încât punctul 12 de pe ordinea de zi să devină punctul numărul 8. Votul dumneavoastră, vă rog. Domnul secretar general, avem o majoritate, nu? Cine se abține? Cine se împotrivă? Înțeleg că cu unanimitate de voturi s-a aprobat. Bună ziua din nou, domnilor și doamnelor. Mă bucur că pot să spun și doamnelor de data aceasta, fiindcă văd în sală și doamne alături de noi, în fotbalul românesc, care până acum a fost eminamente masculin. Mă bucur foarte mult că avem astăzi ocazia să ne revedem. Pentru că odată ce am început să mergem împreună pe un drum, și mă refer la data de 5 martie, pe un drum al schimbării, consider că tot împreună trebuie să acționăm pentru ca transformarea să ajungă până la rădăcinile fotbalului românesc, acolo de unde veniți fiecare dintre dumneavoastră. Spun împreună, nu de dragul folosirii acestui cuvânt sau ca să vă lingușesc, ci pentru că este nevoie de voința și determinarea fiecăruia dintre noi, dacă vrem să scoatem într-adevăr fotbalul românesc din această fundătură și ciulini. Spun fundătură și ciulini și fac o paranteză aici, fiindcă am apucat și eu să mă uit în această perioadă de timp, probabil la fel ca fiecare dintre dumneavoastră, orele mai târzii pentru unele dintre meciuri, probabil nu ne-a permis să urmărim toate aceste meciuri. Dar am văzut o altă etapă de dezvoltare la acest campionat mondial. Am văzut nivelul la care au ajuns jucători și echipe naționale. Și ceea ce mi se pare în momentul de față, și nu numai mie, dar consultându-mă cu specialiști, printre care avem și astăzi aici în sală, și mă refer inclusiv la domnul Anghel Iordănescu, vedem că în fotbalul mondial, după cum spuneam, s-a trecut în altă etapă, într-o treaptă superioară, la un alt nivel. Vestea tristă este, în schimb, că România nu se află în acest pluton. În curând o să înregistrăm 20 de ani de dispariție din fotbalul mondial, iar acest lucru trebuie să se oprească. Într-adevăr, plaja de selecție s-a îngustat. Ne scapă talente în fiecare zi, pentru că nu avem capacitatea să le identificăm la timp și să le pregătim cum trebuie. Evident, avem foarte multe alte probleme pe care vreau să le eliminăm pas cu pas. Îmi doresc foarte mult, la fel ca și fiecare dintre dumneavoastră, să revenim în acea zonă, la acel nivel de performanță de care cu toții avem nevoie. Dar această misiune o putem duce la îndeplinire doar dacă lucrăm împreună pentru obiectivul stabilit.
Aceasta este miza pe care o pun astăzi în fața dumneavoastră, viitorul fotbalului românesc. De când sunt președinte al Federației Române de Fotbal, fie că m-am întâlnit cu guvernanți de prim rang, fie că m-am întâlnit cu microbiști, mesajul este același. Domnilor, faceți-ne din nou mândri de fotbalul românesc. Așa că vă spun și eu astăzi, domnilor și doamnelor, nu cred că avem de ales. Trebuie să mergem înainte pe drumul pe care l-am deschis împreună în data de 5 martie, când, acordându-mi votul dumneavoastră de încredere, ați optat să mergem pe o altă cale. O altă cale care presupune un alt parcurs, care să apere performanța și încrederea în fenomenul fotbalistic. O cale pe care fotbalul să prindă putere. Să prindă putere ca inclusiv dumneavoastră să fiți mai puternici. Fix peste o săptămână, adică săptămâna viitoare, pe 5 iulie, se împlinesc exact 4 luni. 4 luni de când am devenit președinte al Federației Române de Fotbal. Am făcut foarte multe lucruri în acest timp, despre care chiar aș vrea să vă vorbesc câteva minute. Cel mai important dintre ele, probabil ține de faptul că m-am străduit să închid cercul vicios al intervențiilor și al favoritismelor. V-am promis echidistanță și nu cred că este cineva în această sală care să afirme, care să susțină că am procedat de altă manieră în această perioadă de timp. Apropo, marți este ziua mea de naștere. Vreau să vă rog insistent să nu trimiteți cadouri, mail-uri, SMS-uri sau fax-uri, gândindu-vă că cineva din cadrul Federației Române de Fotbal întocmește o listă și vă trage la răspundere. Și știu că acest lucru mi l-ați împărtășit de foarte multe ori în discuțiile pe care le-am avut. Timpurile cu astfel de comportamente s-au dus. Intrăm într-o altă etapă, puternic racordată la ceea ce înseamnă fotbalul de performanță și mă refer implicit la componenta administrativă și componenta sportivă. Vă promit că mă voi strădui permanent, zi de zi, să vă asigur un mediu competițional onest, în care orientarea spre performanță sportivă și cea administrativă să fie răsplătită. Pentru că, credeți-mă pe cuvânt, domnilor și doamnelor, dacă vom continua să ne furăm singuri căciula, mizând pe tot felul de artificii pe care le-ați cunoscut în această perioadă până în data de 5 martie, să știți că punem lacătul pe ușa fotbalului românesc și tare mie că nu o să o mai putem deschide. Vestea bună este că fotbalul european este permanent în foame de talente. Caută în toate colțurile lumii fotbaliști de calitate. De aceea sunt convins că avem capacitatea să îi producem. Trebuie să avem un campionat mult mai competitiv și chiar astăzi, aici, în această sală, avem ocazia să facem un pas mare înainte. În aceste 4 luni am făcut pași importanți pentru ca fotbalul românesc să se așeze pe principii sănătoase, care să avantajeze munca și performanța fiecăruia dintre dumneavoastră și să nu ne mai batem joc de timpul, resursele și banii pe care îi investiți în fiecare zi prin implicarea pe care o aveți, indiferent de nivelul la care sunteți, fie că vorbim de Liga 1, Liga 2, Liga 3, fotbal în sală, fotbal feminin, copii sau juniori sau asociațiile județene de fotbal. Pentru prima dată în istoria Federației Române de Fotbal, procesul de selecție al antrenorilor pentru echipele naționale de junior și tineret se face transparent, printr-o cerere de CV-uri, analiză, interviuri și probe de selecție, adio pile și rudenii. Există o comisie condusă de 2 oameni, a căror competență cred că nu poate fi comentată. Domnul Anghel Iordănescu, prezent astăzi aici în sală, și domnul Zorislav Kovac, care vor face selecția pe criterii obiective și clar stabilite. Pentru prima dată în istoria Federației Române de Fotbal, referenții zonali vor fi aleși prin același sistem. Este de maximă importanță ca acești scouteri să bată țara în lung și în lat și să identifice pe jucătorii cu adevărat cei mai buni. Pentru prima dată în istoria Federației Române de Fotbal, antrenorii loturilor naționale și referenții zonali vor beneficia de un pachet salarial motivant, ca să nu mai fie nevoit să plece ochii la atenții sau să aibă motive să spună, pentru nu știu ce, că nu pot să-și dea silința pentru că nu sunt plătiți. Pentru prima dată în istorie, Federația Română de Fotbal beneficiază de un sistem de monitorizare a parametrilor fizici și statistici pentru toate echipele naționale, inclusiv cele feminine. Selecția
și performanțele lor nu vor mai ține de ochiul unor oameni, ci doar de datele furnizate din punct de vedere statistic și în ceea ce privește noile tehnologii. Pentru prima dată, în ultimii 5 ani, loturile de juniori care au plecat și vor pleca în turnee în afara țării vor beneficia de diurne, pentru că performanța trebuie susținută financiar. Pentru prima dată în istoria Federației Române de Fotbal, fiecare reprezentativă masculină, de la sub 14 ani până la seniori, beneficiază de serviciile unui team manager pentru ca selecționerii să se concentreze pe activitatea lor, să nu mai facă rezervări de avioane sau să nu mai fie interesați dacă jucătorii au sau nu au echipamentul de joc. Pentru prima dată în istoria Federației Române de Fotbal, toate cheltuielile turneelor finale de copii și juniori au fost și vor fi suportate de Federația Română de Fotbal, tocmai pentru a veni în sprijinul cluburilor. Am pus la dispoziție bazele de la Mogoșoaia și Buftea, așa cum este și firesc, pentru ca tinerii noștri să se pregătească la cel mai înalt nivel, să intre în atmosfera de performanță a echipelor naționale. Iar ceea ce vedem în momentul de față, și mă refer la procesul de selecție care a început pentru această nouă echipă de sub 14 ani, este că putem să facem performanță. Pentru prima dată, Federația a inițiat o campanie, Mingea este la voi, prin care am oferit tuturor cluburilor afiliate Federației Române de Fotbal, cu activitate la nivel de copii și juniori, câte 30 de mingi profesionale, iar campania va continua în toamnă cu restul de 10.000 de mingi care vor merge la același nivel. În continuare, echipele de Liga 2, Liga 3, futsal și fotbal feminin vor beneficia și ele de mingi gratuite puse la dispoziție de Federația Română de Fotbal. Cu această ocazie, m-am bucurat de sprijinul a doi mari foști fotbaliști, Mio Drag-Belodedici și Jean Vlădoiu, pe care i-ați văzut în țară, care au venit și au participat la întâlniri cu copiii tocmai pentru a putea transmite acest mesaj puternic de susținere și totodată de a demonstra și de a identifica în acești doi mari foști fotbaliști un adevărat model pentru tinerii noștri jucători. De asemenea, tot cu această ocazie, Departamentul de Comunicare, total reformat la nivelul Federației Române de Fotbal, v-a ajutat să aveți vizibilitate în media locală. Mulți m-au întrebat de ce am făcut acest lucru. Știți că dacă nu faci, te întreabă lumea de ce nu faci. Și dacă faci, viceversa. Și le-am spus, pentru că acest lucru înseamnă normalitate și nimic altceva. Este firesc ca unele acțiuni să pară extraordinare, poate pentru unii. De vreme ce înainte, de 5 martie, nu se întâmpla nimic. Nu vreau să cad în populisme ieftine, dar consider că adevăratul rol al Federației Române de Fotbal este acela de a-i sprijini pe membrii afiliați, iar nu acela de a constitui o sursă oportună pentru extragerea de rente și beneficii. Pentru prima dată în istorie, Federația Română de Fotbal are un departament de scouting, condus de o personalitate necontroversată, de un nume mare al fotbalului românesc, domnul Aurel Țicleanu. Referenții zonali au fost evaluați, vor apărea nume noi, cu pachete salariale îmbunătățite. Banii se întorc, altfel spus, acolo unde trebuie, la căutătorii de talente, nu la căutătorii de bacșișuri sau în prime de neperformanță. Dacă vrem să avem buni profesioniști lângă noi, aceștia trebuie, așa cum am spus și mai devreme, să fie motivați salarial, să se poată ține departe de orice tentație. Cine va fi prins cu mâța în sac, vă asigur că va pleca în momentul respectiv. Profit de această ocazie, pentru că tot sunt alături de dumneavoastră, să vă solicit să-mi semnalați cea mai mică neregulă pe care o înregistrați în ceea ce privește relația cu Federația Română de Fotbal, produsă de un angajat al FRF. Vă promit că nimeni nu va beneficia de clemență. Pentru prima dată în istorie, FRF are o bază de date centralizată cu privire la copiii care evoluează în afara țării. Anglia, Germania, Italia, Spania și lista continuă. Vorbim de peste 1200 de copii care până acum au fost pur și simplu neglijați. Nu mai putem să acceptăm un asemenea lucru când vorbim de peste 2-3 milioane de români aflați în afara granițelor țării. E ca și cum ai refuza să faci selecția din două sau trei județe ale țării.
De asemenea, pentru perioada imediat următoare, am început demersuri pentru crearea în cadrul federației a unei echipe puternice în domeniul medicinei sportive. Dacă ne dorim performanță, trebuie să lucrăm într-un mod profesionist. Pentru prima dată în istorie, Federației Române de Fotbal i s-a alăturat un profesionist de primă mână, Zorislav Kovac, unul dintre tehnicienii belgieni care au contribuit la performanța actualei echipe a Belgiei aflată la un campionat mondial. Domnul Kovac are sarcina să regândească și să pună în practică strategia de dezvoltare a fotbalului pentru copii și tineret. La nivelul echipei naționale de senior, l-am asigurat pe domnul Victor Pițurcă de tot sprijinul administrativ al Federației Române de Fotbal pentru a-și îndeplini obiectivul fixat, calificarea la campionatul european din 2016. Pentru prima dată în istorie, Federația Română de Fotbal investește toți banii care îi atrage și de când sunt președinte al Federației, vorbim de aproximativ 1 milion de euro, care vor merge direct în dezvoltarea fotbalului. Școala de antrenori, scouting, softuri moderne de analiză a parametrilor de joc ai fotbaliștilor, fotbal feminin, medicină sportivă și, evident, nu în ultimul rând, dezvoltarea centrelor regionale. Și știți foarte bine că în această perioadă de timp m-am întâlnit cu o parte dintre dumneavoastră în țară în căutarea acestor orașe în care să putem să găzduim aceste centre regionale de excelență. Nu întâmplător, în acest răstimp de când sunt președinte, am fost în tribună la meciuri de copii, la meciuri de seniori din toate ligile, alături de echipa națională, în cantonamentele reprezentativelor de juniori, pe marginea terenului, la meciuri de futsal sau fotbal feminin. Consider că nu poți să cunoști ceea ce se întâmplă la firul ierbii dacă nu mergi să vezi cu ochii tăi. Cu riscul de a mă repeta, vreau să vă asigur de toată determinarea mea în schimbarea pe care mi-am asumat-o și pe care v-ați asumat-o și dumneavoastră în ceea ce privește fața fotbalului românesc. Vreau ca împreună să facem ceea ce este corect și sănătos și potrivit pentru ca fotbalul românesc să performeze. Pe lângă schimbările importante care s-au produs la nivel sportiv și la nivel de atitudine a conducerii federației în aceste aproape 4 luni de când mi-am început mandatul, am reușit să facem schimbări importante și la nivel administrativ, care au fixat un mod total nou de lucru al Federației Române de Fotbal, bazat pe o mentalitate nouă, schimbată, reformată, care este în serviciul exclusiv al dumneavoastră. Aceasta este prioritatea zero a noii conduceri a Federației Române de Fotbal. Ca o paranteză, ideea de ciupeală, de profit personal, de extragere de venituri necuvenite sau rente este istorie. Nu se mai dau prime de organizare sau prime pentru activități care intră în fișa postului. Pentru prima dată în istoria, Federația Română de Fotbal are o nouă organigramă care a fost concepută în conformitate cu un plan de dezvoltare. Nu s-au creat posturi pentru oameni, ci am identificat oamenii potriviți care să ocupe aceste funcții. Personalul continuă să fie evaluat și trial în fiecare zi, în fiecare lună, tocmai pentru optimizarea administrativă. S-au regândit fișele de post cu atribuții clare, niveluri de răspundere pentru fiecare dintre angajații Federației Române de Fotbal. De acum înainte vom putea, ca la finalul fiecărui an, să tragem linie și să vedem clar cine a făcut performanță, cine trebuie să fie promovat și cine trebuie să fie sancționat. S-a terminat cu venitul la serviciu de dragul inerției. Acum lucrăm, ca în perioada imediat următoare, să avem platforme electronice prin care, așa cum v-am promis, să interacționați cu Federația Română de Fotbal prin intermediul acestora. Să nu mai fiți nevoiți să vă deplasați la București, să mai luați legătura cu diferiți intermediari, mai mult sau mai puțin binevoitori. Și ne bazăm aici pe experiența unora dintre dumneavoastră care au dezvoltat deja asemenea platforme și care, pentru unii dintre dumneavoastră, le-ați cunoscut deja. Pentru prima dată în istoria FRF, avem o echipă formată din profesioniști adevărați, care au venit să stea de vorbă cu dumneavoastră aproape peste tot în țară. S-a făcut o analiză de nevoi, în urma căreia am construit o bază de date cu necesitățile care vor fi luate în considerare în ceea ce privește dezvoltarea pe care o vom aborda, astfel încât să putem să intervenim cu proiecte finanțate din fonduri europene la nivel local și regional.
Din cât am discutat în perioada de până înainte de 5 martie, doar domnul Ionuț Lupescu a fost interesat să cunoască într-adevăr problemele profunde cu care dumneavoastră v-ați confruntat. S-au început deja cursuri de manager de proiect pe fiecare regiune, cursuri care urmează să pregătească echipe de specialiști la nivel regional, care alături de specialiștii din federație vor scrie și vor implementa proiecte, după cum vă spuneam, cu finanțare europeană. În premieră, Federația Română de Fotbal beneficiază de un departament de marketing propriu, activ și cu inițiativă, care coordonează toate acțiunile federației în acest domeniu. În premieră, școala de antrenori are un nou sediu. L-ați văzut probabil când ați intrat și probabil vă amintiți sediul cât de prăfuit era înainte. De asemenea, am pus la punct prima strategie de comunicare din istoria Federației Române de Fotbal. Promovăm un nou tip de relație cu presa, transparent și funcțional. De la nivelul conferințelor de presă până la accesul jurnaliștilor la evenimentele pe care le organizăm. Ne-am transformat într-o interfață dinamică, orientată spre public, transparentă. Nu în mod întâmplător ați regăsit Federația Română de Fotbal pe tot ceea ce înseamnă rețele de socializare în această perioadă de timp, iar în 4 iulie veți vedea o nouă față a site-ului frf.ro. Acolo veți găsi informațiile de care aveți nevoie și veți beneficia în mod real de o apropiere instant de Federația Română de Fotbal și a vieții de zi cu zi acestei organizații ai cărei membri sunteți. În ceea ce privește organizarea evenimentelor fotbalistice de anvergură, organizarea Cupei României a fost un real succes. Însă, o condiție primară, deosebit de importantă, a fost eliminarea tuturor firmelor și persoanelor care au căpușat astfel de evenimente. În felul acesta am redus foarte mult costurile și ne-a mărit exponențial marja de profit. A fost nevoie ca totul să se facă cât mai bine, cu costuri cât mai mici și profit cât mai mare, pentru ca banii să se reîntoarcă spre dezvoltarea fotbalului. Repet, avem nevoie ca toate resursele să fie orientate spre dezvoltarea fotbalului, pentru că asta este menirea federației, iar nu confortul personal al unuia sau al altuia. Am introdus, spre exemplu, un nou mod de vânzare al biletelor la partidele organizate de Federația Română de Fotbal, astfel încât în premieră fanii își pot achiziționa direct de pe site-ul Federației Române de Fotbal și nu prin intermediar biletul la un meci, la prețuri mult mai mici și de producție, dar și de distribuție. Și în premieră, fanii își pot alege locul pe care și-l doresc în tribună. Dacă altădată acest serviciu era oferit la prețuri exorbitante de firma unei rude, a unui angajat al FRF, astăzi acest serviciu este asigurat cu costuri zero pentru federație și nu ne-am dat nici prime pentru reușite sau pentru organizarea acestor evenimente. Domnilor și doamnelor, nu sunt lucruri puține într-o perioadă de patru luni de mandat care se vor împlini în curând. Mai sunt și altele care nu și-au găsit locul pe această listă. Vreau să vă asigur că în această vară nu vom avea concediu. Vom lucra la foc continuu. Nu vreau să pierdem timpul, întrucât deja suntem cu foarte mult în urmă, chiar și față de unele țări din vecinătatea noastră. Vă spun de țări pe care le-am vizitat în această perioadă de timp. Știu că pentru poate foarte mulți dintre dumneavoastră, prezența la o adunare generală, după cum spuneam și în debutul intervenției mele, nu este un lucru facil, că presupune un efort financiar și de timp. Dar avem de rezolvat împreună lucruri care nu suferă amânare. Astăzi avem nevoie de un statut nou, care să fie adaptat realităților particulare de organizare, ale fotbalului modern și performant, în complet acord cu reglementările FIFA și UEFA. Voi supune spre aprobare un nou document, o nouă constituție a fotbalului românesc, care a fost redactată cu atenție și responsabilitate. Intrăm concret în perioada legilor clare și fără echivoc, fără jumătăți de măsură sau posibile interpretări duale de către unul sau altul dintre angajații federației sau membrii Comisiilor Federației Române de Fotbal.
Domnilor și doamnelor, suntem astăzi aici ca să clarificăm, odată pentru totdeauna, două cazuri sensibile. Cel al clubului CSU Craiova și cel al Politehnicii Timișoara. Este o situație de neacceptat, care a fost creată în mod cu totul și cu totul inadmisibil. O situație perpetuată și amânată de teamă. O confuzie întreținută tocmai de frica de a recunoaște că realitatea fotbalistică te-a depășit și te-a afundat dintr-o greșeală în alta. De astăzi avem ocazia să intrăm în firesc, să ne asigurăm de faptul că nu vom mai ajunge niciodată niciunul dintre dumneavoastră să dați cu subsemnatul în fața unui procuror. Vreau să ne asigurăm că nu vom mai fi supuși unei asemenea situații de a răspunde nejustificat de incompetența altora. De asemenea, suntem astăzi aici ca să alegem pentru orientarea tuturor resurselor spre dezvoltarea fotbalului și nu pentru a plăti rente sau servicii inexistente sau activități pentru care Federația Română de Fotbal a plătit deja cu vârf și îndesat. Domnilor, doamnelor, bine ați venit! Haideți să trecem împreună la treabă. Vă mulțumesc mult! Ieri s-a finalizat și auditul financiar. Acesta este și motivul pentru care nu l-ați primit. De luni ajunge și la dumneavoastră. Pe care vreau să vi-l prezint astăzi foarte pe scurt. De ce? Fiindcă este auditul de care dumneavoastră cred că aveați nevoie. O să dau citire raportului, sintetic, bineînțeles, forma sa o am chiar aici. Rezultatul sintetic al auditului situațiilor financiare ale FRF la 31 decembrie 2013, audit efectuat în cursul anului 2014, luna mai. Responsabilitatea auditorului. Responsabilitatea auditorului este ca pe baza auditului efectuat să exprime opinie asupra situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013. Auditorii au efectuat auditul conform standardelor de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca auditorii să respecte cerințele etice, să planifice și să efectueze auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare și să prezinte totodată dacă cuprind denaturări semnificative. Opinia rezultatului acestui audit este una contrară. Este opinia poate cea mai dură pe care un raport de audit poate să o facă. În opinia auditorului, datorită efectelor aspectelor prezentate în mai multe rânduri ale raportului de audit din data de 30 mai 2014, situațiile financiare nu prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a FRF, prezentată la 31 decembrie 2013, și performanța sa financiară pentru anul încheiat la această dată. Această opinie contrară se datorează mai multor erori contabile care au determinat reducerea profitului aferent exercițiului financiar din 2013, țineți-vă bine, cu aproximativ 17 milioane de lei, precum și a unor limitări ale ariei de aplicabilitate a activității auditorului financiar. Principalele erori contabile, care în cazul în care ar fi înregistrate, ar determina modificarea rezultatului financiar pentru anul 2013, se referă la sumele încasate din vânzarea de drepturi TV și subvenții pentru investiții venite de la UEFA și FIFA. Sume care au fost înregistrate ca venituri realizate în 2013 și nu ca venituri amânate, deși ele se referă la perioada viitoare. Altfel spus, veniturile realizate ale anului 2013 au fost supraevaluate cu aceste sume. 4. Un alt tip de ajustări semnificative se referă la creanțe incerte, mai vechi de un an, pentru care ar fi trebuit înregistrate pierderi de valoare, pentru că probabilitatea încasării lor este redusă la data bilanțului. 5.
Alte erori contabile sau limitări ale ariei de aplicabilitate se referă la efectul probabil al unor diverse litigii nesoluționate încă sau raporturi de muncă cu salariații, respectiv politica contabilă inconsistentă privind evaluarea clădirilor în situațiile financiare. 6. Drept urmare, din cauza acestor erori contabile, ar trebui corectat rezultatul financiar raportat la 31 decembrie 2014. Auditorul independent care a efectuat acest audit este Deloitte România, reprezentanta celei mai mari companii internaționale de audit și consultanță din lume. Trecând și peste acest lucru, doar o scurtă informare cu privire la numirea domnului Gheorghe Chivorchean în funcția de secretar general al Federației Române de Fotbal, fiindcă dumneavoastră sunteți cei care conduc Federația Română de Fotbal. Îi dau cuvântul în continuare domnului Chivorchean pentru nominalizarea scrutătorilor și desemnarea totodată a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal și verificarea acestuia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, votul pentru cartonaș verde, vot abținere cartonaș galben, vot împotrivă cartonaș roșu. V-aș supune aprobării dumneavoastră cei patru scrutători, domnul Lucaci Adrian, partea din dreapta, domnul Prunariu, partea din mijloc, domnul Dan Tulpan, partea din stânga și domnul Radu Ion, partea de sus, centre de copii și juniori. Cine este pentru? Cine se abține? Mulțumesc frumos! Cine pentru întocmirea procesului verbal? Acum v-aș ruga pe domnii scrutatori să vă intrați în rol. Domnul Constantin Anghelache, domnul Constantin Florian și domnul Ionuț Ivan. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Vă mulțumesc. A fost propunerea lui domnul Argăseară, transmisă pe un coleg cu dumnealui. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc. Trebuie să ni se alăture, nu? Da. Punctul numărul 7 pe ordinea de zi este aprobarea componenței nominale a Comisiei de Cenzură. O să dau citire prezentării candidaților pentru Comisia de Cenzură. Domnișoara Dana Marin, absolvită ASE București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, și are un master în audit financiar la ASE București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Bursă de Valori. A lucrat în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, la Serviciul de Inspecție Fiscală,
fiind inspector pe zona de fraudă financiară, intracomunitară, în ceea ce privește operațiunile comerciale și returnările ilegale de TVA. A fost manager financiar în cadrul unui proiect european cu finanțare de 3,5 milioane de euro, iar în prezent este manager de achiziții la compania multinațională Procter & Gamble. Domnul Petre Brezeanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Bursă de Valori ASE București. A fost prodecan al Facultății de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine. Este expert contabil din 1998, auditor financiar din 2008 și consultant fiscal din același an. A avut bursă de studii și specializări în străinătate. Este membru senior al Institutului Bancar Român din octombrie 2002 și conducător științific de doctorat în domeniul finanțe la ASE București din 2004. Domnul Brezeanu? Domnul Paul Tănăsescu este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Bursă de Valori ASE București. A studiat și s-a specializat în străinătate. Este specialist în finanțe, contabilitate, fiscalitate și asigurări. Deține experiență practică în management, asigurări și fonduri de pensii. A publicat numeroase articole, studii și cărți de specialitate, fiind parte, autor și implicit beneficiar al foarte multor granturi de cercetare. A fost prodecan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Bursă de Valori. Este membru în Senatul ASE București din 2004. Este și membru senior al Institutului Bancar Român din 2002. Consider că avem indubitabil în fața noastră trei experți în finanțe care le putem acorda toată încrederea noastră. Domnul Tănăsescu. Supun aprobării dumneavoastră în integralitate cele trei nominalizări făcute pentru Comisia de Cenzori. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Înțeleg că cu unanimitate de voturi cele trei nominalizări au fost aprobate. Cu acordul dumneavoastră, încă din debutul acestei întâlniri, punctul 8 pe ordinea de zi este dezbaterea și aprobarea statutului Federației Române de Fotbal. O să rog pe colegii mei să proiecteze atât pe panoul din spatele meu, cât și pe cele două monitoare, astfel încât cei care vă aflați în dreapta și în stânga și nu puteți să urmăriți pe acest panou, să puteți să urmăriți pe cele două monitoare. După cum știți și cu fiecare ocazie pe care am avut-o, am vrut să clarificăm foarte multe dintre lucruri, inclusiv în ceea ce privește noul statut, noua Constituție a fotbalului românesc, o să regăsiți foarte multe prevederi care nu-și găseau locul într-un statut al Federației Române de Fotbal. De aceea, practic, cred că ați avut timp să-l parcurgeți. Cu siguranță, poate că timpul a fost prea scurt, poate avea nevoie de un timp mai lung, dar timpul nu are răbdare cu noi. Mă bucur foarte mult, totodată, de numărul foarte mare de amendamente pe care le-am trimis, fiindcă un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că din 5 martie lucrurile nu mai sunt impuse de conducerea Federației. Acest statut a fost pus în dezbatere publică și de aceea vă mulțumesc tuturor celor care ați trimis propuneri, amendamente pentru noul statut. Voi supune votului dumneavoastră noul statut propus de Administrația Federației Române de Fotbal cu următoarele amendamente pe care le vom vota pe fiecare în parte. Primul punct. Ce aveți în stânga este propunerea Administrației FRF, ce aveți în dreapta sunt amendamentele propuse de către membrii Federației Române de Fotbal. La fiecare dintre ele o să supun aprobării doar una dintre variante, astfel încât automat înseamnă că toate celelalte amendamente sunt respinse, tocmai pentru a putea să parcurgem mult mai repede statutul.
Primul punct, afilierea. Supun aprobării dumneavoastră varianta propusă de administrația FRF, prezentă, afiliere reprezintă decizia luată de FRF de a admite printre membrii săi afiliați o structură sportivă de fotbal. Vă rog să votați. De fiecare dată, la fiecare vot, o să-i rog pe scrutători să numere voturile. Da? Cine se abține? Cine este împotrivă? Păi imediat, deci, odată ce supun aprobării dumneavoastră o variantă, asta înseamnă că cealaltă se resping. Da? Fiindcă nu are rost să mai votez de fiecare dată pentru cealaltă. Da? E în regulă să înțeles care e procedura? Da? Da? Ok. Scrutătorii, unde sunt? Da? Deci să vă asigurați și să numărați întotdeauna numărul de voturi, da? Da? Deci cu unanimitate de voturi a fost aprobat acest punct. Următorul punct. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul propus de FC Metaloglobus. Arbitru. Toate categoriile de arbitri prevăzuți în legile jocului. Da? Ceea ce înseamnă că celelalte se resping. Da? Este varianta pe care o aveți în dreapta. Este cea de-a doua, este cel de-al doilea amendament. De ce? Fiindcă conceptul de arbitru presupune toate celelalte categorii de arbitri și nu are rost să le mai enumerăm, fiindcă nu știi niciodată în legile jocului ce alte modificări pot apărea. Cine este pentru? Scrutătorii să se ridice ca să poată să aibă vizibilitate. Cine se abține? Cine votează împotrivă? Cu unanimitate de voturi s-a adoptat. Următorul punct. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul FC Metaloglobus. Asociația Județeană de Fotbal, AJF, este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activității fotbalistice la nivelul județului, cu respectarea statutului și regulamentelor FRF. După cum vedeți, dispare că nu are rost să mai reiei încă o dată ceea ce definești. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Unanimitatea de voturi a fost adoptat. Următorul articol. Asociația Municipală de Fotbal București, AMFB, este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activității fotbalistice la nivelul municipiului București, cu respectarea statutului și regulamentelor FRF. Amendament propus de FC Metaloglobus. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră următorul articol, tot un amendament al FC Metaloglobus. Club sportiv este structura sportivă cu personalitate juridică constituită potrivit prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului numărul 69 din 2000, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? A fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră textul propus de administrația FRF. Comitetul de urgență este organul de conducere executivă al FRF, mandatat să adopte decizii între ședințele Comitetului Executiv al FRF, constituit în conformitate cu dispozițiile statutului FRF. Amendamentul elimina posibilitatea de existență a Comitetului de urgență. Supun la vot cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? S-a adoptat. Următorul articol. Supun la vot amendamentul propus de FC Metaloglobus. Federația Română de Fotbal, FRF, este o structură sportivă de interes național, constituită prin asocierea cluburilor sportive, asociațiilor județene de fotbal și Asociației Municipale de Fotbal București. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Următorul articol. Liga Profesionistă de Fotbal
Supun votului dumneavoastră varianta administrației FRF. Liga Profesionistă de Fotbal, structură sportivă subordonată FRF, constituită prin asocierea cluburilor sportive profesioniste, participante în competiția națională Liga 1. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Următorul articol. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de FC Metaloglobus și SC Fotbal Club Steaua București S.A. Oficial, orice persoană cu funcție de conducere, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic și orice altă persoană responsabilă cu probleme tehnice, medicale sau administrative din cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB și cluburilor sportive. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat acest amendament. Supun votului dumneavoastră un articol nou la solicitarea FC Metaloglobus și a Stelei totodată și a SC Fotbal Club Steaua București S.A. Antrenor. Persoană calificată pentru a se ocupa de selecția, pregătirea și participarea în competiții a jucătorilor de fotbal. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi s-a adoptat. Supun aprobării dumneavoastră următorul articol, varianta administrației FRF. Articolul 1, denumire și statut juridic. FRF este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală. Statutul de utilitate publică, asta e o remarcă pe care o fac, statutul de utilitate publică este menționat deja în cadrul normativ, prin urmare ar fi redundant să-l preluăm în statutul Federației Române de Fotbal, așa cum propune FCFR-ul Constanța. Supun aprobării dumneavoastră, cine este pentru, cine se abține, cine este împotrivă, cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Supun votului dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 6, afiliere internațională. Litera D. Să-și asume obligația de a înainta, în ultimă instanță, orice litigiu cu caracter național apărut ca urmare sau în legătură cu propunerea în aplicarea statutului sau a regulamentelor FRF, Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lozan, Tribunal Arbitral Independent și Imparțial, pentru soluționarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru. Avem prevederile referitoare la obligațiile membrilor afiliați, articolul 14 alin 4 din teza respectivă, referitor la amendamentul pe care îl aveți în partea dreaptă. Prin urmare, supun aprobării dumneavoastră varianta pe care am citit-o anterior. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Supun la vot amendamentul făcut de FC Metaloglobus, articolul 11, supraveghere și control, alin 1. Supravegherea și controlul exercitate în condițiile legii de autoritatea competentă din cadrul Guvernului nu pot substitui controlul propriu instituit de FRF, potrivit statutului FRF și regulamentelor proprii, de asociațiile județene de fotbal și de AMFB, de cluburile de fotbal și cluburile și asociațiile sportive cu secții de fotbal, precum și de ligile profesioniste de fotbal și cluburile de fotbal profesioniste, corespunzător statutelor și regulamentelor proprii. În urmare, este doar către care se elimină de acolo, fiindcă sună românește să fie de și nu către. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Supun votului dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 12, afilierea alin 1. Afilierea reprezintă modul de dobândire a calității de membru al FRF de către structurile sportive. Afilierea poate fi provizorie sau definitivă. Vă supun această formă și nu cea făcută de Farul Constanța, fiindcă avem decizii ale instanțelor care spun că afilierea este sinonimă cu asocierea, așa cum vedeți în partea dreaptă în tabel. Prin urmare, supun aprobării dumneavoastră textul pe care l-am citit. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Următorul articol, afilierea.
Supun aprobării dumneavoastră următorul articol al administrației din varianta administrației FRF. Articolul 12, afiliera alin 3. Afilierea se poate efectua dacă solicitantul îndeplinește cerințele FRF. Și aici am câteva observații de clarificare. Cerințele ale FRF cu privire la afilierea cluburilor se pot reglementa și în alte regulamente, iar o astfel de prevedere limitativă ar duce la verificarea condițiilor de afiliere exclusiv pe baza dispozițiilor statutului, cum fac referire cele inclusiv la stadion. De aceea, practic, vă supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Cine este pentru? Președinte, vă rog, un moment. Vă rog, nu avem intervenții, ne exprimăm doar prin vot. Este o ședință... Domnul Avram, este o ședință extraordinară, nu este o ședință ordinară, prin urmare nu avem timp să dezbatem. Ne exprimăm votul. Dacă suntem de acord sau nu suntem de acord. Mai mult decât atât, fac clarificări. Sunt cerințe pe care le regăsiți în regulamentele Federației Române de Fotbal, de aceea am și făcut acea mențiune. Supun aprobării dumneavoastră varianta care i-am dat citire. Cine este pentru? Cine se abține? Cine votează împotrivă? Cu un singur vot împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Următorul articol, articolul 12, afilierea alin 4. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. La FRF se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial. Este de acceptat această variantă, fiindcă dacă mergem pe varianta propusă de FC Metaloglobus, AJF-urile nu participă și totuși se pot afilia la Federația Română de Fotbal. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră articolul 12, afilierea alin 6. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. FRF are următoarele categorii de membri afiliați. Asociațiile județene de fotbal, legal constituite și oficial recunoscute de FRF. Cluburile sportive, organizate potrivit prevederilor capitolului al 3-lea din Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. Supun aprobării dumneavoastră varianta Federației Române de Fotbal. Prin amendamentul propus de AMFB, considerăm că este redundant să facem trimiterea la statutul FRF, fiindcă vorbim de un articol prezent în statutul FRF și nu în altă parte, iar în ceea ce privește amendamentul propus de Gaz Metan Mediaș, conform, este identic cu potrivit, este sinonim. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Următorul articol, articolul 12, afilierea alin 7. Supun aprobării dumneavoastră varianta Federației Române de Fotbal, administrației FRF. Prevederile prezentului statut se aplică și ligii profesioniste de fotbal, jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor și tuturor celorlalți oficiali, astfel cum este definit termenul oficial în preambul. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este un vot de abținere sau de împotrivă? Și un vot împotrivă. Două. Cu două voturi împotrivă? Trei. Deci, cine este împotrivă? Da? Ok. Deci, cu trei voturi împotrivă a fost adoptat. Articolul 13, afilierea provizorie, alin 1, vă supun la vot varianta administrației FRF. Comitetul executiv poate hotărâ cu titlu provizoriu afilierea, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei adunări generale, dar nu mai târziu de un an de la data hotărârii Comitetului Executiv, în caz contrar, afilierea definitivă este validată de drept. Motivația pentru care susținem acest articol este că lipsa unui termen poate duce la o situație de incertitudine pentru cluburile care au fost inițial afiliate provizoriu.
Impunerea termenului de un an pentru ca adunarea generală să adopte o hotărâre de afiliere definitivă, în caz contrar, urmând a opera de drept această afiliere, este menită să asigure siguranță atât membrilor afiliați provizoriu, cât și competițiilor desfășurate. Mai mult decât atât, ordonanța de guvern 26/2000 impune organizarea unei adunări generale cel puțin o dată pe an, astfel încât termenul respectiv nu poate fi îndeplinit prin neconvocarea unei adunări generale, dar impune membrilor adunării generale să adopte o decizie în cadrul ședinței adunării generale, fără a se putea amâna decizia. Supun aprobării dumneavoastră textul care i-am dat citire. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Un vot împotrivă? Articolul 2? Ok. Îi rog pe scrutători să-mi atragă atenția când greșesc. Cu 2 voturi împotrivă, articolul a fost aprobat. Supun la vot varianta, amendamentul propus de FC Metaloglobus, îl aveți în partea dreaptă pe tabel, articolul 14, cererea de afiliere, alin 2. Odată cu cererea de afiliere se depun următoarele documente. O copie a statutului și a regulamentelor acesteia, valabile din punct de vedere juridic, o declarație conform căreia se angajează să respecte statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, ale UEFA și ale FRF, prin care asigură respectarea acestora și de către proprii membri, cluburi, oficiali și jucători. C. O declarație conform căreia se angajează să respecte legile jocului în vigoare. D. O declarație prin care recunoaște autoritatea Tribunalului Arbitral al FRF, dacă este cazul, și a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform statutului FRF. E. O declarație conform care este situată și înregistrată pe teritoriul României, o declarație prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale pe teren propriu pe teritoriul României, o declarație prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă, o listă cu oficialii cu drept de semnătură împuterniciți să încheie contracte, producând efecte juridice față de terți, o declarație prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al FRF, o copie a procesului verbal și sau hotărârii ultimei adunări generale, dovada achitării taxei de afiliere și aici vedeți bolduit, da? Amendamentul și practic ceea ce se adaugă, o copie legalizată de pe certificatul de identitate sportivă, dovada sediului, dovada patrimoniului, hotărârea judecătorească cu mențiunea definitiv, certificatul de înscriere a persoanei juridice sau certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, după caz, în copie legalizată. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, articolul a fost adoptat. Următorul articol, 14, cererea de afiliere alin 3. Supun la vot varianta administrației FRF. Ca o excepție de la prevederile alin 2, de mai sus, cluburile sportive, persoane juridice, de drept public și unitățile de învățământ, cu program sau profil sportiv, precum și al palatelor și cluburilor, copiilor și elevilor, vor depune odată cu cererea de afiliere, cu dovada achitării taxei de afiliere și cu declarațiile prevăzute la litera B, litera C, litera D, litera E, F, G, H și I, următoarele documente. Actul de dispoziție prin care au fost înființate și sau organizate, actul de dispoziție prin care este aprobat regulamentul de organizare și funcționare sau, după caz, prin care se stabilește ca respectiva unitate de învățământ să desfășoare, pe lângă activitatea de învățământ și activități de selecție, pregătire și participare la sistemul competițional național de fotbal. Copie legalizată de pe certificatul de identitate sportivă, dovada sediului, dovada patrimoniului. Observații. Cluburile sportive de drept public sunt prevăzute în legea 69/2000 a educației fizice și sportului. Având în vedere că existența acestora este permisă de legea română, FIFA și-a reconsiderat poziția față de afilierea acestor cluburi la Federația Română de Fotbal și avem aici și răspunsul FIFA, care dă dreptul cluburilor de drept public să funcționeze și să fie afiliate Federației Română de Fotbal. Supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu un vot împotrivă și cu o abținere, îmi cer scuze că nu am văzut, da? Cu o abținere și cu un vot împotrivă, acest articol a fost aprobat. Supun la vot amendamentul făcut de SC Fotbal Club Steaua București, SA. Articolul 14, cererea de afiliere, alin 4.
Următoarele obligații urmează a fi înscrise în statutele membrilor, afiliați sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la FRF. Să respecte statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA și FRF în vigoare, să respecte legile și jocul, legile jocului în vigoare, să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA și FRF, astfel cum este aceasta definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral al FRF, dacă este cazul, acesta este textul nou care se adaugă, și al Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA și FRF. Să îndeplinească obligațiile stabilite prin statutul și regulamentele FRF. Obligațiile precizate în prezentul aliniat pot fi asumate de structurile sportive și prin declarații notariale, tocmai pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în momentul în care vă reafiliați, că dumneavoastră sunteți deja afiliați. Cine este pentru? Cine se... Ăla e roșu acolo, dacă vreți, pentru verde. Da? Cine se abține? Cine este împotrivă? O abținere? Cu abținere? Articolul a fost adoptat. Următorul articol, supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 17, drepturile membrilor FRF, alin 1, litera C. În cazul cluburilor sportive, să participe la competițiile naționale organizate de FRF-LPF, precum și la competițiile internaționale de fotbal. Pentru corelare, am folosit abrevierea LPF și respectiv FRF și nu detalierea, așa cum propuseseră FC Farul Constanța, tocmai numai doar pentru corelare. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră articolul 18, obligațiile membrilor FRF, varianta administrației FRF, cu amendamentul făcut de SC Fotbal Club Steaua București, care solicită introducerea Tribunalului Arbitral al FRF, dacă este cazul, în cuprinsul obligațiilor membrilor afiliați, prevăzute la articolul 18, alin 1, litera E și L. Membrii afiliați la FRF au următoarele obligații. Să respecte statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA și FRF în orice moment și să se asigure că acestea sunt de asemenea respectate de membrii lor, precum și legile jocului elaborate de IFAB și legile jocului pentru futsal și fotbal pe plajă elaborate de FIFA și să asigure că acestea sunt de asemenea respectate de membrii lor, introducând o prevedere în acest sens în statutul propriu. Să participe la competițiile naționale organizate de FRF-LPF, precum și la competiții internaționale de fotbal. Să respecte principiile de fair play și integritatea competițiilor sportive, să asigure că jucătorii și oficialii lor respectă statutul, regulamentele, directivele și deciziile FRF, FIFA și UEFA, prin inserarea unor clauze obligatorii în contractele încheiate între aceștia și structurile sportive în cauză. Să adopte clauză statutară, conform căreia orice litigiu cu caracter național sau cu caracter internațional, în care este implicat acesta sau membrii acesteia și care se referă la statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA, FRF sau ale ligilor, poate fi soluționat în ultimă instanță doar de Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne, a cărui jurisdicție o recunosc în mod expres, conform prevederilor din statutul FIFA, respectiv de către un tribunal arbitral independent și imparțial care va soluționa litigiul în mod irevocabil, fără a se recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română interzice în mod expres acest lucru. Să răspundă solidar cu membrii lor individuali în ceea ce privește executarea obligațiilor financiare față de FIFA, UEFA și FRF, după caz, cu excepția AJF-AMFB. Să achite integral cotizația și celelalte obligații financiare față de FRF în condițiile și termenele stabilite de prevederile statutului și regulamentelor FRF. Să se abțină de la orice acțiune contrară a intereselor FRF, să respecte toate celelalte obligații ce reiesc din statutul și din regulamentele FIFA, UEFA și FRF. Să notifice FRF în termen de 15 zile și autoritatea competentă din cadrul Guvernului în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și revocabile a hotărârii pronunțate de instanța judecătorească cu privire la orice modificare intervenită în actul constitutiv și statutul lor pentru a fi operată în documentele FRF și respectiv în registrul sportiv.
să-și adapteze permanent statutele și regulamentele proprii, astfel încât să fie în totală concordanță cu statutul, regulamentele, normele și hotărârile FRF în situația în care un membru afiliat dorește să efectueze modificări sau completări la propriul statut, are obligația ca anterior adoptării acestora să solicite la FRF avizul de conformitate cu statutul, regulamentele, normele și hotărârile FRF și ultima literă, să-și asume obligația de a înainta în ultimă instanță orice litigiu cu caracter național apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a statutului sau a regulamentelor FRF, unui tribunal arbitral independent și imparțial, Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lozan, pentru soluționarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru. Observațiile, la litera E, obligația o reprezintă inserarea în statutul propriu de către membrul afiliat a modului de soluționare a litigiilor izvorâte în activitatea sportivă, iar la litera L să facă vorbire de asumarea obligației de către membrul afiliat de a deduce spre soluționarea litigiilor în care este parte doar organismelor jurisdicționale. Deși asemănătoare, cele două obligații nu sunt identice. Asumarea unei obligații putând a fi recunoscută și prin semnarea unui înscris în acest sens, cum ar fi cererea de afiliere sau o declarație notarială. Supun la vot cine este pentru, cine se abține, cine este împotrivă. Unanimitatea de voturi a fost cu un vot împotrivă și încă două voturi împotrivă. Trei voturi împotrivă. Deci trei, nu mai multe. Cu trei voturi împotrivă, articolul a fost aprobat. Articol 20. Supun la vot varianta administrației FRF. Articolul 20. Organismele membrilor afiliați, alin 4. Toți membrii afiliați la FRF trebuie să fie subordonați și recunoscuți de FRF. Statutul FRF definește domeniul de competență și drepturile și obligațiile acestora. Statutul și regulamentele acestora trebuie să fie aprobate de Comitetul Executiv al FRF. De ce mergem pe această variantă, vă supun aprobării această variantă și nu cea propusă de AMFB? Fiindcă nu avem definit de-a lungul statutului ce înseamnă pe linie sportivă, astfel încât ar putea să apară probleme, inclusiv în ceea ce privește competența de organizare a competițiilor sau chiar de sancțiune. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu un vot împotrivă? Cu un vot împotrivă, nu? Și sus? A unde? Sus acolo, îmi cer scuze. Cu două voturi împotrivă, articolul a fost aprobat. Supun la vot varianta propusă de FC Metaloglobus, articolul 20, organismele membrilor afiliați, alin 8. Cum? Este o propunere... Nu, supunem la vot amendamentul FC Metaloglobus. Prin urmare, celelalte amendamente se resping. În vederea asigurării integrității competițiilor, arbitrii, agenții de jucători, / intermediarii, din martie 2015, agentul de jucători se va numi intermediar, revin la text, și antrenorii nu pot cumula aceste funcții. În urma dezbaterilor și a discuțiilor pe care le-am avut, ați văzut că totală deschidere în ceea ce privește Federația Română de Fotbal pentru a nu discrimina pe absolut nimeni. Prin urmare, cine este pentru? Cine se abține? O cu abținere. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. V-ați abținut inițial, nu? Votați împotrivă? Ok. Cu trei voturi împotrivă. Numărați, vă rog, aici câte sunt. Două, trei. Trei voturi. Patru. Cinci. Scrutatorii, vă rog să faceți suma voturilor împotrivă. Și sus? Cu 9 voturi împotrivă, articolul a fost adoptat. Ce spuneți? Păi am supus aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de FC Metaloglobus. Da? Îl recitesc. În vederea asigurării integrității competițiilor, da? Arbitrii, agenții de jucători, / intermediarii și antrenorii nu pot cumula aceste funcții.
Nu poți să fii, nu poți să fii arbitru agent, nu poți să fii antrenor agent. Ăsta e de fapt articolul. Exact. Sigur. Mai mult decât atât. Asta e, de fapt, la acest punct, la așa ceva se referă. Da. Mai mult decât atât. În regulamentul agenților de jucători sunt foarte clar menționate interdicțiile. Da? Articolul 16, articolul 6 alin 3. Da? Ești incompatibil cu funcții UEFA, FIFA, FRF, cluburi, ligi sau alte organizații legate de activitățile menționate. La fel și în regulamentul antrenorului ai la fel interdicții. Deci, practic, e doar o corelare. Bun. Mergem mai departe. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Articolul 21, suspendarea alin 3. Decizia provizorie de suspendare cu efect imediat poate fi adoptată și de Comitetul Executiv al FRF. În acest caz, decizia de suspendare trebuie validată cu ocazia primei adunări generale a FRF, cu o majoritate de 2/3 din votul exprimat. În cazul în care decizia de suspendare nu este validată, sancțiunea se ridică automat. Propunem să mergem pe această variantă și nu pe varianta propusă de FC Farul Constanța, fiindcă nu se poate defini ce înseamnă un termen rezonabil, pe care îl regăsiți în coloana din dreapta. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, cu un vot împotrivă, a fost adoptat. Supun la vot aprobării dumneavoastră articolul 21, suspendarea alin 4, varianta administrației FRF. Pe întreaga perioadă de suspendare, membrul FRF pierde orice drept prevăzut de prezentul statut. Ca observații, dreptul de a solicita despăgubiri este un drept legal, dar nu trebuie precizat expres în statut această chestiune. Orice decizie adoptată beneficiază de prezumția de legalitate până la momentul unei decizii care se constată o altă stare de fapt și de drept. Cine este pentru? Cine se abține? O abținere? Cine este împotrivă? 1, 2, cu două voturi împotrivă, articolul a fost aprobat. Supun la vot amendamentul FC Metaloglobus, articolul 21, suspendarea alin 5. Ceilalți membri nu pot menține legături de natură sportivă cu un membru suspendat. Competența pentru sancționarea unor astfel de abateri disciplinare aparține Comisiei de Disciplină și Etică a FRF la sesizarea Secretarului General al FRF. Ceea ce practic adăugăm este că definim cine are dreptul și posibilitatea de a sesiza Comisia de Disciplină, fiindcă Comisia nu se poate autosesiza. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Supun la vot varianta administrației FRF. Articolul 22, încetarea calității de membru al FRF alin 3. Un membru afiliat trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile financiare față de FRF, până la pierderea calității de membru. În caz contrar, ulterior pierderii calității de membru, asociații, acționarii membrului respectiv, nu vor mai putea deține calitatea de asociat acționar în structuri sportive afiliate la FRF. Prin excepție, aceștia vor putea deține calitatea de asociat acționar în structuri sportive afiliate. În cazul achitării, obligații financiare restante către FRF. AMFB-ul, chiar dacă nu a formulat un amendament, ca și comentariu, consideră că nu se poate impune unei persoane să nu dețină calitatea de asociat acționar, dar că se poate impune un mecanism de recuperare. Este tocmai ceea ce presupune, ceea ce susține și textul citit anterior. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 23, dezafilierea provizorie, alin 1. Comitetul Executiv poate hotărî cu titlu provizoriu dezafilierea, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei adunări generale, dar nu mai târziu de un an, de la data adoptării hotărârii de către Comitetul Executiv. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Supun la vot articolul 23, dezafilierea provizorie, alin 2, varianta administrației FRF. Structura sportivă dezafiliată provizoriu nu are niciun drept prevăzut de prezentul statut. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?
cu unanimitatea de voturi, cu un vot împotrivă, cine cu doar un vot împotrivă, da? Articolul a fost aprobat. Supun la vot articolul 25, retragerea, varianta administrației FRF. Un membru se poate retrage din FRF, decizia intrând în vigoare la sfârșitul anului calendaristic, în cursul căruia s-a depus notificarea de retragere. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitatea de voturi a fost aprobat. Propun votului dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 26, excluderea. Adunarea generală poate să excludă un membru în următoarele situații. Dacă acesta nu își îndeplinește obligațiile financiare față de FRF, dacă încalcă în mod grav sau repetat statutul, regulamentele, normele și hotărârile FRF, dacă i-a fost revocată recunoașterea ca structură sportivă și în condițiile legii a fost radiat din registrul sportiv. 2. Excluderea unui membru afiliat din FRF se aprobă de către adunarea generală la propunerea Comitetului Executiv, din momentul adoptării hotărârii Comitetului Executiv cu privire la propunerea de excludere a unui membru și până la data hotărârii primei adunări generale, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 3, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu măsura de suspendare a membrului afiliat în cauză. La fel, AMFB solicită convocarea adunării într-un termen rezonabil. Nu poți să convoci adunarea generală, să veniți la București de fiecare dată când cineva depune o cerere de afiliere. Iarăși, nu avem o traducere ce înseamnă termen rezonabil. Prin urmare, supun aprobării dumneavoastră textul citit. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Am stabilit cu termenul rezonabil. Am spus foarte clar, domnul Avram, cum intervenim. Articolul 27, dizolvarea membrului FRF, alin 2. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Împuternicitul desemnat de adunarea generală are obligația să transmită Comitetului Executiv al FRF, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare adoptată de adunarea generală a membrului afiliat în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră articolul 28, varianta administrației FRF. Organele FRF, alin 1. Organele FRF sunt Adunarea Generală, Comitetul Executiv, Comitetul de Urgență, Președintele FRF, Secretarul General al FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF, articol 28, organele FRF alin 2. Adunarea Generală este organul suprem și deliberativ al FRF. Vă supunem la vot această variantă și nu cea de for legislativ în propunerea Futsal Ciaclău Piatra Neamț, fiindcă folosirea termenului legislativ poate duce la interpretări eronate, în sensul că FRF ar putea emite acte normative, ceea ce nu este conform realității. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate, articolul a fost aprobat. Supun la vot varianta propusă de SECE Fotbal Club Steaua București, articolul 28, organele FRF, alin 8. Organele de conducere ale FRF pot fi stabilite prin alegere sau numire conform statutului FRF, printr-o procedură independentă de orice intervenție și influență politică. FRF își administrează activitatea în mod independent, fără nicio influență din partea terților. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul articolului a fost aprobat. Articolul 29. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Articolul 29. Președinte de onoare și membru de onoare, alin 3. Președintele de onoare și membrii de onoare pot beneficia de drepturi și facilități viagere. Comitetul Executiv propune tipul și cuantumul acestor drepturi și facilități, precum și persoanele care vor beneficia de ele. Măsura este supusă aprobării adunării generale a FRF în cadrul primei ședințe cu privire la tipul și cuantumul drepturilor și facilităților pentru președintele de onoare și sau membrii de onoare. Drepturile și facilitățile propuse de către Comitetul Executiv se acordă numai în cazul în care adunarea generală aprobă tipul și cuantumul acestora.
Adunarea Generală poate în orice moment să retragă drepturile și facilitățile acordate președintelui de onoare sau membrilor de onoare. Propunerea clubului Dinamo nu poate fi avută în considerare atâta vreme cât există posibilitatea ca fiecare mandat să fie deținut de un alt președinte. Prin urmare, nu poți să ai ca orice președinte care a fost 4 ani de zile să devină președinte de onoare. Nu vreau să fiu președinte de onoare al Federației Române de Fotbal. Prin urmare, supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Articolul 31. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF împreună cu amendamentul Futsal Club Ceahlăul, care propune renumerotarea LIN 2, având în vedere că de la litera D se trece direct la litera F. E o chestiune de scriere. Adunarea Generală are următoarele atribuții principale. Aprobă statutul FRF, modificările sau completările acestuia, precum și modificarea actului constitutiv al FRF. Aprobă programele strategice privind activitatea fotbalistică din România, elaborate pe perioada de 4 ani, între 2 adunări generale de alegeri. Aprobă planurile anuale de activitate și bugetele anuale de venituri și cheltuieli ale FRF. Alege și revocă președintele FRF, confirmă validitatea adunărilor de alegeri desfășurate pentru desemnarea vicepreședinților și a membrilor Comitetului Executiv. Revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Executiv atunci când faptele acestora pun în pericol interesele FRF. Alege și revocă membrii Comisiei de Cenzori și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a acesteia. Aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv, raportul administrației FRF, bilanțul contabil și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv, precum și raportul Comisiei de Cenzori. Ia act de conținutul raportului de audit extern și, după caz, dispune măsurile necesare. Decide asupra afilierii, suspendării, dezafilierii, retragerii și excluderii membrilor FRF, potrivit prevederilor prezentului statut. Aprobă cuantumul cotizației anuale de membru afiliat la FRF, taxelor, contribuțiilor și penalităților sportive, decide în legătură cu mutarea sediului FRF în altă localitate, aprobă emblema FRF, precum și modificarea acesteia. Hotărăște în legătură cu dizolvarea FRF și lichidarea patrimoniului conform legii, alte, precum și alte atribuții în condițiile legii și a prezentului statut. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Articolul 33. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Ordinea de zi adunării generale, alin 1. Ordinea de zi adunării generale ordinare se stabilește de către secretarul general al FRF pe baza propunerilor Comitetului Executiv și ale membrilor afiliați și cuprinde după caz. Observație. Articolul 25 din statutul FIFA conține dispoziții similare cu cele cuprinse în propunerea administrației FRF, în sensul că secretarul general este cel care stabilește ordinea de zi în urma propunerilor. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Articolul 36. Vă supun la vot varianta administrației FRF. Articolul 36. Quorum alin 2. Dacă nu se întrunește quorumul prevăzut la alin 1, în termen de cel mult 2 ore de la deschiderea lucrărilor, adunarea generală a FRF se va desfășura în ziua următoare, în același loc și la aceeași oră. În acest caz, adunarea generală se va desfășura și va putea adopta decizii valabile, indiferent de numărul delegaților cu drept de vot, desemnați de către membrii afiliați, prezenți la adunarea generală. Observație. Textul propus de administrația FRF este menit să asigure posibilitatea luării deciziilor chiar și în situația unui absenteism important de la lucrările adunării generale. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Articolul a fost aprobat. Cu un vot împotrivă? 1, 2? Câte voturi? 3 voturi. Mulțumesc. Articolul a fost aprobat. Supun la vot articolul 38, procedura de desfășurare a adunării generale, alin 2, varianta administrației FRF. Lucrările adunării generale sunt prezidate de către președintele FRF. Dacă președintele FRF nu participă la lucrările adunării generale, aceasta este prezidată de către secretarul general. Dacă niciunul dintre aceștia nu poate participa, atunci adunarea generală alege un membru al Comitetului Executiv care să conducă ședința. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, da? A fost aprobat.
Articolul 40, alegeri, alin 5, supun aprobării dumneavoastră textul propus de administrația FRF. Secretarul general preia de la membrii Comisiei de Validare a Votului toate buletinele de vot și le sigilează într-un ambalaj special. Secretarul general trebuie să păstreze aceste buletine de vot și să le distrugă după trecerea 100 de zile de la finalizarea lucrărilor respectivei adunări generale. Este textul vechi și nu 3 ani de zile. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Supun la vot textul propus de administrația FRF, articol 41, hotărârea adunării generale a FRF, alin 9. Hotărârea adunării generale se publică pe site-ul oficial al FRF, frf.ro, cu excepția hotărârilor cu caracter confidențial. Caracterul public sau confidențial al hotărârilor este stabilit de către adunarea generală. Observație, acest articol există și în statutul în vigoare și nu a fost niciodată contestat. Prin urmare, dacă ne asumăm o transparență, așa cum foarte mulți ne-a și solicitat ca ordinea de zi a Comitetului Executiv să fie pusă pe site, cred că și ordinea de zi a adunării generale trebuie să rămână pe site-ul Federației. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun la vot textul propus de FCFR-ul Constanța. Procesele verbale se comunică membrilor afiliați în termen de 30 de zile de la data desfășurării adunării generale. Observație, nu se propune nicio modificare. Termenul e același de 30 de zile. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, amendamentul FCFR-ul Constanța a fost aprobat. Supun la vot amendamentul propus de AJF Brașov, CSU Șorhei și CSU Gaz Metan Mediaș. Articolul 43, cheltuielile de participare. Cheltuielile de participare la adunarea generală sunt suportate de către Federația Română de Fotbal, după cum urmează. Cheltuielile cu transportul, cazarea și masa pentru membrii Comitetului Executiv, membrii Comisiilor FRF, președintele FRF și membrii de onoare, în cazul în care aceștia din urmă sunt invitați de către președintele FRF. B. Cheltuielile cu masa și cazarea pentru delegații membrilor afiliați. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul propus de AJF Brașov, CSO Șorhei, ACS Berceni, care solicită ca directorul tehnic al Federației Române de Fotbal să fie membru în Comitetul Executiv, iar numărul membrilor în Comitetul Executiv să fie de 15. Prin urmare, se resping celelalte propuneri. AJF Brașov solicită ca și un al doilea reprezentant al AJF-ului să fie membru în Comitetul Executiv. CSU Șorhei și Farul Constanța solicită ca reprezentanții cluburilor din Liga a doua, sau le luăm separat. Da? Amendamentul AJF Brașov, CSU Șorhei, ACS Berceni solicită ca directorul tehnic al FRF să fie membru al Comitetului Executiv. Cine este pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Vă rog să numărați. Am spus foarte clar ceea ce se votează, amendamentul AJF Brașov, CSU Șorhei, ACS Berceni, ca directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, să fie membru al Comitetului Executiv. Doriți să repet? Mulțumesc! Cine este pentru? Nu mai ridicați roșu dacă sunteți pentru. Cine se abține? Cine este împotrivă? Abținerea e cu galben, ca la fotbal. Și o abținere, da? Câte abțineri avem? Două. Câte voturi împotrivă? Va avem mai mult aici? Și aici e unul? Cât e totalul? Domnul președinte, am o rugăminte. Vă rog să le explicați membrilor afiliați care au ridicat roșu ce înseamnă funcția de director tehnic al Federației Române de Fotbal.
Mulțumesc, domnul secretar general. Profit de această ocazie ca să fac și o scurtă clarificare în ceea ce privește activitatea Comitetului Executiv, așa cum am cunoscut-o în această perioadă de 4 luni și cred că am cunoscut-o destul de bine. Avem nevoie ca poziția de director tehnic, nu nominalizăm o persoană, ci cel care ocupă această funcție, să se afle în Comitetul Executiv, tocmai pentru a putea să informeze de fiecare dată când avem ocazia, în cadrul ședințelor Comitetului Executiv, ceea ce se întâmplă cu dezvoltarea fotbalului la nivel tehnic. Cu siguranță, întotdeauna, poziția de director tehnic va fi ocupată de o persoană care se ridică la nivelul pregătirea, așa cum o avem în momentul de față și ne bucurăm de domnul Anghel Iordănescu. Mai mult decât atât, acest articol, această mențiune, face parte și din recomandările FIFA și UEFA de reprezentare a tuturor actorilor în Comitetul Executiv. Nu același lucru pot să-l spun despre mărirea numărului cu alți membri în Comitetul Executiv. Și de ce spun acest lucru? Dacă facem o comparație cu Federația de Fotbal din Germania, o să regăsim același număr de 15. De aceea, în orice organ de luare a deciziilor, numărul trebuie să fie impar și nu par ca până acum. Altfel spus, vom avea 15 și nu 14. În schimb, toate celelalte propuneri v-aș invita să nu fiți de acord, fiindcă înseamnă să creștem foarte mult numărul de locuri în Comitetul Executiv, ceea ce va îngreuna foarte mult procesul de luare al deciziilor. Supun la vot următorul amendament al AJF Brașov, care solicită ca și un al doilea reprezentant al AJF-urilor să fie membru în Comitetul Executiv. Cine este pentru? Vă rog să numărați. Nu avem voturi. Deci sunt 48. Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă rog să numărați. Da? Este incontestabil, da, că avem o majoritate împotrivă. Prin urmare, amendamentul a picat. Supun la vot amendamentul CSO Șorhei și FC Farul Constanța, care solicită ca reprezentanții cluburilor din Liga 2 în Comitetul Executiv să fie președintele LPF 2 și un reprezentant al cluburilor participante în Liga 2, ales de adunarea generală a acestor cluburi. Înțeleg că și Suceava susține acest amendament. Cine este pentru? Vă rog să numărați voturile. Domnul Prunariu. Câte voturi avem? Da? Cine se abține? Cât avem? 2 voturi. Cine este? 3. Și 5. Cine este împotrivă? Ha? Prin urmare, Liga 2 continuă în forma actuală cu 2 reprezentanți din partea echipelor. Următorul amendament. Supun la vot amendamentul Fotbal Club Gloria Buzău, care solicită ca președintele LPF 2 să fie desemnat al treilea vicepreședinte al FRF. Prin urmare, nu mai are rost să mai supun atât timp cât a picat amendamentul anterior. Dar îi dau citire totodată ca să-l aflați. Fotbal Club Gloria Buzău solicită ca președintele PF2 să fie desemnat al treilea vicepreședinte al FRF și să fie membru al Comitetului Executiv. De asemenea, pe lângă președintele PF2, în Comitetul Executiv al FRF ar urma să fie aleși și alți 2 reprezentanți ai cluburilor din Liga 2. Mergem mai departe. Supun aprobării dumneavoastră
supun respingerii dumneavoastră, da, în ceea ce privește introducerea unui articol nou făcut de Fotbal Club Gloria Buzău. La fel, al treilea vicepreședinte se desemna prin alegeri de adunare generală și așa mai departe. Prin urmare, se respinge automat atât timp cât ați votat anterior. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul făcut de CS Futsal Ciaclău Piatra Neamț, articolul 44, alcătuirea Comitetului Executiv, alin 5. Reprezentanții cluburilor din Liga 1, Liga 2 și Liga 3, cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori, participante la campionatele naționale de juniori A și B, cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală, participante la campionatele ligilor 1, a 2, se elimină a 3, fiindcă nu se organizează la nivel de federație, de fotbal în sală, cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin și cluburilor cu activitate de fotbal pe plajă. Sunt desemnați prin alegeri de adunările generale ale acestora dintre președinții respectivelor cluburi și au mandate de câte 4 ani fiecare. Cine este pentru? Cine se abține? Avem 2 sus? Avem 1? 3 abțineri? 4? 5, nu? L-ați numărat și pe... Da? Da? 4 sau 5? 5. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc, articolul a fost adoptat. Alcătuirea, supune aprobării dumneavoastră, varianta administrației FRF, articolul 44, alcătuirea Comitetului Executiv, alin 6. În situația cluburilor cu mai multe echipe, persoana desemnată poate candida la funcția de membru în Comitetul Executiv ca reprezentant al cluburilor din liga în care se află echipa de categorie superioară a clubului respectiv. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun la vot varianta administrației FRF, articol 44, alcătuirea Comitetului Executiv, alin 9. Dacă președintele FRF își încetează sau nu-și mai poate exercita atribuțiile, unul dintre vicepreședinți, desemnat de Comitetul Executiv, le preia până la cel mult adunarea generală următoare. În acest caz, adunarea generală alege un nou președinte, conform prevederilor prezentului statut, supun aprobării dumneavoastră acest articol și nu cel că, dacă vom avea alegeri înainte de termen, viitorul președinte să fie ales doar pe prelungirea de mandat, fiindcă nu poți să fii ales în baza unei strategii, a unui program și să nu stai 4 ani de zile. Prin urmare, supun aprobării dumneavoastră textul pe care l-am citit. Cine este pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră textul administrației FRF, articolul 44, alcătuirea Comitetului Executiv, alin 11. Mandatul în Comitetul Executiv încetează în următoarele situații. În cazul președintelui FRF, prin încetarea mandatului de președinte al FRF, în cazul celorlalți membri ai Comitetului Executiv, prin încetarea calității de reprezentant al entității, a cărei reprezentare o asigură la momentul alegerii în funcția de membru al Comitetului Executiv. Și aici vă supun ca teza următoare să fie cea propusă de AJF Brașov. Da? Prin absența de la 2 ședințe ale Comitetului Executiv, în decursul unui an calendaristic, fără motive temeinice, în acest sens, prin absență, se înțelege și refuzul de a semna hotărârile Comitetului Executiv până la momentul începerii următoarei ședințe a acestui for. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun la vot varianta administrației FRF, articolul 45, atribuțiile Comitetului Executiv, alin 4, litera C. Numește și revocă președintele, vicepreședintele și membrii Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor. Față de propunerea AMFB, aceasta este o cerință de a avea CNSL-ul menționat separat de toate celelalte comisii în textul statutului federației. De aceea, CNSL apare separat de celelalte comisii, chiar că comisiile subînțeleg și activitatea CNSL. E o recomandare FIFA din 2010. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun votului dumneavoastră varianta administrației FRF. Articolul 45, atribuțiile Comitetului Executiv, alin 4, litera E.
aprobă structura și componența nominală a Comisiilor FRF, precum și suspendarea sau eliberarea din funcție a membrilor respectivelor comisii. Cine este pentru? Cine se abține? Cine împotrivă? Textul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Atribuțiile Comitetului Executiv, alin 4, litera P, aprobă convenția încheiată între FRF și Liga Profesionistă de Fotbal. Cine este pentru? Cine se abține? O abținere? Cine împotrivă? Avem aici două voturi. Trei voturi împotrivă. Textul a fost aprobat. Propun votului dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 46, regulamentele elaborate de Comitetul Executiv, litera G. Regulamentul intern al FRF, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale organelor și comisiilor FRF. Observație. Admiterea acestei propuneri ar conduce, amendamentul AJF Brașov și CS Oșorhei, care propun specificarea organelor și comisiilor ale căror regulamente le elaborează. Admiterea acestei propuneri ar conduce la o limitare a posibilității FRF de a înființa noi comisii în viitor, fără modificarea în prealabil a statutului. De aceea, practic, vă supun aprobării dumneavoastră textul administrației FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun votului dumneavoastră varianta administrației FRF, articol 47, organizarea și funcționarea Comitetului Executiv alin 2. Comitetul Executiv este statutar constituit și poate adopta hotărâri în prezența majorității membrilor săi. Aici fac o mențiune, până acum era trecut în statut de jumătate plus 1. Gândiți-vă ce înseamnă un număr de 15. Da? Vedeți ce înseamnă jumătate? Jumătatea din 15 înseamnă 7,5, plus 1 înseamnă 8,5. Statutul FIFA și UEFA au fost modificate tocmai cu această modificare. Prin urmare, când vorbim de majoritate, vorbim de o majoritate simplă. Nu ne mai complicăm cu alte majorități. Vedeți și mențiunile în același timp din statutul UEFA și FIFA. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Domnul președinte, o secundă. Trei membri afiliați au și din sală. Probabil aveau necesități fiziologice. Așa că să luați în calcul că sunt trei membri afiliați libri la momentul votului. Cu trei voturi mai puțin. Nu? Mulțumesc. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, dar să menționeze că sunt cu trei voturi mai puțin, a trecut. Articolul 47. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul realizat de AJF Brașov, CS Oșorhei și AMFB. Articolul 47, organizarea și funcționarea Comitetului Executiv, alin 6. La fiecare ședință a Comitetului Executiv, problemele dezbătute și hotărârile adoptate se consemnează prin proces verbal sau stenogramă. Procesul verbal sau textul redactat al stenogramei, semnat de către Secretarul General pentru Conformitate, stau la baza redactării hotărârii adoptate în ședința respectivă, care se semnează de către toți membrii prezenți. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră, votului dumneavoastră, propunerea administrației FRF, articolul 48, adoptarea deciziilor, alin 8. Vă mai întreb un pic, domn președinte. A venit un membru afiliat și supun aprobării generale extraordinare dacă acceptă să fie în continuare dezbaterea lucrărilor. Vă rog, cine este pentru? Cine a venit? Da? Să-l vedem. Domnul președinte de la Fortuna Câmpina a ieșit din sală și a reintrat. Și acum a intrat la punctul ăsta, a lipsit la punctul trecut. De-aia, dacă sunteți de acord, continuă să fie prezent în sală. Da? Sunteți de acord? Cine este pentru? Da, cred că nu mai e nevoie de cartonașe și invers, toată lumea este de acord. Următorul articol. Articolul 40 și... Unde a rămas 48, adoptarea deciziilor alin 2. Decizia Comitetului Executiv de suspendare a unui membru afiliat se adoptă cu majoritatea voturilor tuturor membrilor săi. Da, este exact ceea ce am spus mai devreme, ca să nu mai avem acea jumătate plus 1, care să ne dea jumătate dintr-un individ. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?
cu unanimitate de voturi, a trecut. Supun la vot varianta administrației FRF, articol 48, adoptarea deciziilor, alin 8. Orice litigiu cu privire la hotărârile Comitetului Executiv va fi supus mai întâi în mod obligatoriu unei proceduri arbitrale în fața Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lozan. Observație. Aceste dispoziții nu au fost modificate, existând și în statutul în vigoare. Cine este pentru? Cine se abține? Cine se împotrivă? Textul a trecut cu unanimitate de voturi. Mai avem cineva care pleacă cu cartonașul în mână. Comitetul de urgență. Articolul 49 supune aprobării dumneavoastră textul administrației FRF. Comitetul de urgență este alcătuit din președintele FRF, primul vicepreședinte și cel de-al doilea vicepreședinte FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, articolul a trecut. Articolul 49. Supun aprobării dumneavoastră textul administrației FRF. Comitetul de urgență, alin 4. Comitetul de urgență adoptă decizii cu votul al cel puțin 2 membri. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Textul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supun aprobării dumneavoastră articolul 49. Vorbim de titlu. Comitetul de urgență, fiindcă FCFR Constanța solicită abrogarea, implicit eliminarea existenței Comitetului de urgență, în lipsa acestuia, neputând practic să iei decizii între două comitete executive. Cine este pentru păstrarea Comitetului de urgență, implicit articolul 49? Cine este pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Cu unanimitate de voturi a trecut. Următorul articol. Alegerea și mandatul președintelui FRF, alin 3, litera E. Supun la vot aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. 1. Să nu fi depășit vârsta de 65 de ani. Observație. Statutul UEFA limitează posibilitatea de a candida la o funcție electivă la 70 de ani. Articolul 22, alin 2 din statutul UEFA. O altă observație. 65 de ani este vârsta medie în Europa la care se consideră că o persoană se poate pensiona. Există 9 federații naționale care în momentul de față au limită de vârstă în privința depunerii unei candidaturi pentru o poziție decizională. FRF, din punctul meu de vedere, are nevoie pentru următorii ani de persoane care să conducă organizația cu o viziune cât mai proaspătă, care să aibă rădăcinile în principiile cele mai de actualitate care guvernează și animă fotbalul european. Oameni care să nu-și fi trăit perioada de maturitate în timpul comunismului. Fotbalul european este, în momentul de față, se joacă la un alt nivel. De asemenea, toți secretarii generali din Europa au votat un memorandum prin care s-a solicitat FIFA introducerea limitării numărului de mandate și impunerea unui prag de vârstă. Acest fapt ne arată că la nivel european există un curent de gândire care are ca obiectiv democratizarea mecanismelor de putere din lumea fotbalului. Cine este pentru vârsta de 65 de ani? Cine se abține? O abținere, două. Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. Cu 5 voturi împotrivă, articolul a fost adoptat. Articolul 50. Alegerea și mandatul președintului FRF, alin 3, litera F. Domn președinte, vă întrerup, au venit și ceilalți membri, așa că încă o dată supuneți aprobării adunării generale, dacă sunt de acord. E suficient și prin voce, nu doar prin ridicarea cartonașului verde. Da? Cred că nimeni nu este împotrivă, da? Chiar a trebuit să ieșiți, nu? Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF, alegerea și mandatul președintului FRF, alin 6. Pentru alegerea președintului FRF este necesară obținerea majorității voturilor membrilor afiliați prezenți. La fel, am explicat de ce nu jumătate plus 1. Cine este pentru? Cine se abține? Cine se împotrivă? Textul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supun aprobării dumneavoastră textul administrației FRF, articolul 50, alegerea și mandatul președintelui FRF, alin 7. În situația în care, după primul tur de scrutin, niciun candidat nu obține majoritatea voturilor membrilor afiliați prezenți, se organizează în aceea zi al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi. La fel, e chestiunea de majoritate și nu de 50% plus 1. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?
Unanimitate de voturi, textul a fost adoptat. Avem text care acoperă situația aceasta. Dacă numărul de voturi este egal. Supun votului dumneavoastră articolul 51, varianta administrației FRF, atribuțiile președintelui FRF, alin 8. Președintele FRF este de drept administrator al CNAF Mogoșoaia SRL. Președintele FRF poate desemna o altă persoană care să îndeplinească funcția de administrator al societății anterior menționată. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, articolul a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 51, atribuțiile președintelui FRF, alin 5. Președintele FRF verifică aplicarea și respectarea legislației în vigoare, a statutului și regulamentelor FRF în întreaga activitate a FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun la vot varianta administrației FRF, articolul 51, atribuțiile președintelui FRF, alin 6. Președintele FRF verifică aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a activității fotbalistice stabilite de adunarea generală, cu respectarea legislației în vigoare, a statutului, regulamentelor și hotărârilor FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 51, atribuțiile președintelui FRF, alin 9. Președintele FRF poate lua orice decizie legată de activitatea FRF. Președintele FRF poate delega atribuțiile sale unor persoane cu funcții executive din cadrul FRF, urmând ca acestea să fie direct răspunzătoare în fața președintelui FRF pentru orice acțiune sau decizie luată în îndeplinirea atribuțiilor delegate, cât și în fața adunării generale sau comitetului executiv după caz. Președintele FRF supraveghează îndeplinirea atribuțiilor delegate către membrii conducerii executive a FRF, acesta putând revoca oricând prin decizie delegarea uneia sau mai multor atribuții. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Unanimitate de voturi, textul a fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Articolul 52, secretarul general, alin 1. Președintele FRF propune spre aprobarea comitetului executiv persoana care urmează să ocupe funcția de secretar general. Mandatul secretarului general începe la momentul aprobării acestuia de către comitetul executiv și se încheie odată cu mandatul președintelui FRF. Am făcut această modificare că se încheie odată cu mandatul președintelui FRF ca să nu mai avem surprize de care mai avem, să fim legați de contractele de muncă. Da? Fiindcă dacă vine un alt președinte, implicit trebuie să aibă posibilitatea să-și desemneze un secretar general. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Unanimitate de voturi, textul a fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră varianta propusă de SC Fotbal Club Steaua București S.A. Articolul 52, secretarul general, alin 3, litera I. Supravegherea organizării și desfășurării competițiilor interne de senior, competițiilor interne de juniori, competițiilor de fotbal în sală, fotbalului pe plajă, fotbalului feminin, Cupei României, Supercupei României. Fotbalul pe plajă este textul nou și Supercupa totodată. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Textul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF în ceea ce privește comisiile federale. Propunerea Gaz Metan Media și este ca să avem o comisie grassroots. Nu avem de ce să o specificăm. Da? Prin urmare, nu avem de ce să o menționăm în statut. Cine este pentru? Să rămână textul așa cum e în prezent. Cine se abține? Cine este împotrivă? Fac și observație, nu există o comisie grassroots, există o comisie hetric. Grassroots este denumirea unui proiect. Mergem mai departe. Articolul 55, comisiile federale, litera N. Supun aprobării dumneavoastră varianta propusă de AJF Brașov, CSO Șorhei și AMFB. Comisia de control financiar al cluburilor analizează periodic situația financiară a membrilor afiliați numai cu privire la sumele primite de la Federația Română de Fotbal cu scopul prevenirii și combaterii practicilor neconforme cu principiile, scopurile și obiectivele FIFA, UEFA și FRF.
În acest sens, poate sesiza comisiile competente pentru luarea măsurilor adecvate. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Textul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF în ceea ce privește primul articol, articolul 1, articolul aliniatul 1, aliniatul 2 și 3, fiind preluate din propunerea CSO Șorhei și AJF Brașov. Dau citire textului pe care veți fi invitați să-l votați. Comisia Centrală a Arbitrilor este o comisie aflată în subordinea directă a FRF. Și acum ne mutăm în partea dreaptă. Comisia Centrală a Arbitrilor este organizată și funcționează ca organism de specialitate, autorizat să organizeze și să conducă activitatea arbitrilor, instructorilor de arbitri, mentorilor și observatorilor de arbitri, potrivit regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu Convenția UEFA, statutului și regulamentelor FRF și aprobate de către Comitetul Executiv. Alin 3. Comisia Centrală a Arbitrilor este responsabilă în ceea ce privește activitatea arbitrilor, instructorilor de arbitri și observatorilor de arbitri din România, aceasta fiind total independentă față de ligi, cluburi, guvern sau alte structuri publice sau private. Cine este pentru textul citit? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost adoptat. Supun aprobării dumneavoastră varianta propusă de SECE Dinamo 1948-SA. Articolul 57, Comisiile Jurisdicționale FRF, alin 3. Membrii comisiilor jurisdicționale sunt numiți în funcție potrivit următoarelor criterii. Să aibă studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Să aibă vechime în specialitate juridică de cel puțin 8 ani. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și cine se abține? Am luat-o mai repede. Textul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supun aprobării dumneavoastră varianta propusă de CS Futsal Ceahlău Piatra Neamț. Articolul 59, Asociațiile Județene de Fotbal și AMFB, alin 8, litera C. Organizează și coordonează sistemul competițional județean și campionatul Ligii a 4-a și a ligilor inferioare acestuia, campionatele județene de futsal, fotbal feminin și fotbal pe plajă și omologează rezultatele acestora potrivit reglementărilor FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră varianta propusă de SECE Fotbal Club Steaua București SA. Articolul 63, surse de finanțare, alin 3, litera G. Venituri din încasările realizate din pronosticurile sportive fotbalistice, ca urmare a utilizării de competiții de gen pentru fotbal organizate în campionatele naționale din alte țări, de federațiile și organismele sportive internaționale, precum și în Cupa României și Supercupa României. Textul nou face referire la Supercupa României. Supun aprobării votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Propun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF. Cotizație, articolul 67, cotizația anuală, taxe și penalități sportive, alin 2. Cotizația anuală a noilor membri pentru anul în cauză se plătește în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de afiliere definitivă de către Adunarea Generală a FRF sau, după caz, de la data adoptării hotărârii de afiliere provizorie de către Comitetul Executiv al FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră articolul 70, varianta administrației FRF, principiul promovării și al retrogradării, alin 3, teza a doua. Hotărârea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF poate fi atacată cu recurs la Comisia de Recurs a FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun aprobării dumneavoastră varianta administrației FRF, articolul 74. Sancțiuni, alin 3, litera P și alin 4, litera K. Munca în folosul comunității. Observație. Atât FIFA cât și UEFA au introdus această sancțiune în propriile norme de guvernare. Nu o avem detaliată, dar implicit trebuie să o și preluăm. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat. Supun aprobării votului dumneavoastră varianta administrației FRF. Articolul 75, jurisdicție, alin 1. Litigiile izvorâte
din sau în legătură cu activitatea fotbalistică din România, în care sunt angrenate cluburi, afiliate și oficiale ai acestora, oficiale ai FRF, LPF, AJF, AMFB, jucători, agenți de jucători sau agenți de meciuri, intermediari, nu, agenții de meciuri sau altceva, urmează a fi soluționate exclusiv de comisiile cu atribuții jurisdicționale a FRF. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Textul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Și ultimul articol, supun aprobării dumneavoastră, varianta administrației FRF, intrarea în vigoare a lin 3, prezentul statut intră în vigoare la data adoptării. Cine este pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Textul a fost adoptat cu unanimitate. Statutul, discutat, adoptat, intră în vigoare la data adoptării. Prin urmare, felicitări pentru dumneavoastră, pentru tot sprijinul.